Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Pentru această seară ne-am propus să discutăm despre activitatea Parlamentului Republicii Moldova pentru ultimii 4 ani. Vom încerca să facem un bilanț a activității acestuia împreună cu Adrian Lebedinski, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit, domnule Lebedinski! Bine v-am găsit! Anatolie Prohnitski, președintele Partidului Verde Ecologist din Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Dumitru Roibo, activist civic. Bună seara! Bună seara! Domnule Lebedinski, spuneți-mi, vă rog, iată, a fost un mandat destul de interesant. Cei 4 ani, practic, s-au scurs. Cred că în ceea ce privește ședințe, veți mai avea o singură ședință a Parlamentului. Joi și vineri, da, două, cer scuze. Am putea deja să tragem unele concluzii. Care au fost reușitele și care au fost eșecurile acestui Parlament? Vă rog. Eșecurile? Eu cred că acest Parlament a 20-lea de la formarea Republicii Moldova a demonstrat că clasa noastră politică, părere de rău, este putredă integrală. Eu dau exemplu. În anul 2014, când a fost validat mandatele deputaților, Partidul Democrat avea 19 mandate. În prezent, ei controlează mai mult de 2-3, adică cu de 2 ori mai mult, cât acolo 57 de mandate sau, da, aproape, putem să spunem chiar 61 de mandate, care acești deputați, de fapt, nu vreau să spun că au fost cumpărați sau au fost corupți, dar din circumstanțe neclare pentru mine, din comuniști au devenit democrați, din liberali au devenit democrați, din liberal democrați au devenit o parte democrați, o parte PPM, cam cum se primește așa? Unde e votul cetățenului? Chiar și de la noi, din partid, o persoană tot, și a plecat tot la democrați. De aceea, eu sper că pe viitor, cetățenii să aleagă foarte bine și anume din aceste circunstanțe noi și-am venit cu proiectul de lege pentru votul uninominal, ca cetățeanul să-și aleagă fiecare persoană în parte, fiecare deputat, care, la care poate să ceară, să știe că anume de circumscripția dată este responsabil anume acest deputat. Ca astăzi, la care deputat nu te-ai adresat, fiecare o să-ți spună că uite că eu răspund de toată țara, dar de tine am uitat. Domnule Bedinski, spuneți-vă, rog, după 24 februarie 2019, acest fenomen al traseismului politic se va accentua sau, din contru, se va diminua? Cum vedeți dumneavoastră problema respectivă? Dacă să examinăm minuțios noul regulament al Parlamentului care este propus de către Candu, Sârbu și Apolski, atunci eu ferm sunt convins că anume aceasta se stimulează. Acolo sunt foarte multe noțiuni și stimulări a acestui traseism. Și ei foarte simplu îi explică. În Consiliul Europei și în Parlamentul European aceasta nu este un careva tabu. Dacă ei vor să treacă dintr-o fracțiune în alta, dacă ei vor să-și formeze fracțiuni noi, poftim o dată în sesiune, poți să-ți formezi la prima ședință a sesiunii, ai anunțat și ai format fracțiune. Și mă scuzați, dar unde e votul cetățeanului? Despre asta și spunem, nu tot ce e bun în Europa este bun la noi. Nu toate acele lucruri spre care speră în Europa, la moment, la noi poate fi implementate. Poate și la noi această normă va fi implementată peste 20, 30, 40 de ani. Domnule Bedinski, bănuiesc că fiind iată în teritoriu ați fost un moment. Da. Noi avem peste 44 de partide, după câte eu ne da, plus minus. Care e sensul să fie atâtea partide când, de fapt, majoritatea sunt partidul unui lider? Formați partide sistemice care se dezvolte în interiorul lor, să dezvolte lideri, să aibă viziuni diferite, să vină inclusiv și la ședințele consiliilor, la organele de conducere a acestor partide, să iasă cu aceste nativ, atunci aceste partide vor fi viabile. Asta și vrem să stimulăm. Odată cu apariția uninominalilor și respectiv deputaților pe circumscripții uninominale, aceștia vor fi de fapt lideri care vor intra, chiar dacă ei vor veni ca independenți, ei în primele 10 zile urmează să adere la careva fracțiuni.
Dacă nu vor fi, bine, la moment fracțiunile sunt până la, de la 6 deputați, cei ce propune Candu să fie de la 5 deputați să fie fracțiune, iar de la 3 să fie grup parlamentar. Nu, de la 2 îi propun. Care-i sensul? Da. Domn Prohnițchi, iată ceea ce vroiam să aud în această seară este faptul că prețul unui deputat va scădea. Iau un ghilimele de rigoare pentru că până la urmă și colegii mei din media au scris că acești deputați care au făcut tranzit politic până la urmă nu au făcut-o de dragul doctrinii sau de dragul binelui țării. Haideți să fim foarte sinceri. Dumneavoastră, reprezentând un partid extraparlamentar, cum vedeți acest lucru? Un lucru foarte neplăcut și rușinos pentru Republica Moldova. De ce? Pentru că noi avem în Parlament 101 deputați. Dacă luăm în calcul câți cetățeni au votat cu drept, mai precis, sau dreptul de vot, ori câți cetățeni avem noi, da? Și se vorbește și 3 milioane, și 2 milioane, și ceva, nimeni nu știe câți cetățeni avem noi, mă rog, dar în listă peste 2 milioane sunt incluși. 2 milioane 800. Așa. Din 2 milioane 800, 101 au fost aleși. Asta cei mai curați. Cei mai onești, cei așa mai ar fi pregătiți. Trebuit să fie, da, domnul? Păi e normal, nu? E normal așa să fie. Eu cred că a fost însă lăsat rezervă pentru următorul parlament. Da, însă noi vedem că parlamentarii și la general și parlamentul, el activează specific. Pe parcursul acestor 4 ani noi am asistat la diferite lupte, la diferite împărțiri, spunem așa, lupte de interese și la sfârșit am avut și un atac, nu știu cum să-l numim noi, domnul Bidinski, că a fost Raider, că a fost, nu știu, da, la deputați. Însă avem ce avem, avem o majoritate care a fost formată. Dar responsabilitatea parlamentarului față de cetățean, ea la ziua de astăzi nu este și nu poate fi taxată. Domn Prohnițchi, eu vreau să mă vreau opresc, să vă mai spun încă altceva. Uitați-vă. În Parlamentul Republicii Moldova, cu părere de rău, pe ultimii de acum, ultimul an, de ce zic ultimul an? Pentru că un an în urmă am tras atenția. Am avut nevoie de niște informații la deputații noștri, da? Da. Și nu am mai vorbit, mi se pare că în studioul ăsta despre lucrul acesta. Dacă citim pagina web a Parlamentului cu lista deputaților, noi vedem acolo pătrățele așa, unele, da? În tot cazul, foarte multe, care nici poză și nici descriere. Cine e deputatul ăsta? Și cel mai grav, nu sunt numerele de contact, da? Fie cu mici excepții, da, la toate fracțiunile. Păi cum e? Alesul poporului și eu n-am posibilitatea să mă adresez la dânsul, să-i scriu ceva, dar măcar poate cineva vrea să vadă cum arată la față. Domn Prohnițchi, eu vreau să revenim totuși la ceea ce se numește activitatea Parlamentului și atât să vă întreb, reieșind din observațiile pe care le-ați făcut pe parcursul acestui mandat al deputaților, în 2019 vedeți, există premise reale ca să formeze guvernul un partid majoritar sau Parlamentul să aibă majoritate parlamentară? Nu cred. De ce? Pentru că, iarăși, domnul Vidinski aici a vorbit despre experiența Parlamentului European, că se fac referințe de către domnul Candu și celălalt. Nu e cam așa situația. Acolo poți aderi la... Asta spun care e poziția lor, cum îi motivează. Păi eu spun, dar realitatea e puțin alta. Da. Pentru că la grupul Verzilor, de pildă, sunt candidați independenți, sunt care au un partid, spunem, a acumulat au doi reprezentanți în Parlamentul European și sunt liberi să adere la o formațiune, ca să fie, da? Un grup, la dânsă grup se numește așa. Sunt liberi să o facă și o fac, însă ei nu trec dintr-un grup în altul. Nu. Nu. Pur și simplu, cei care n-au apartenent, spunem, Partidul Verzilor, eu știu, Partidul Popular European, Stânga și alții, care n-au clar definite, da? Ca membri de partid, ca partide. Și la noi acum, la moment, tot este ce a spus Petre. În primele 10 zile de la, după ce a fost validat mandatele, atunci fiecare are posibilitatea deputat are dreptul să adere la anumite fracțiuni.
Pe când în nou regulament, ei propun că în orice moment să ai posibilitatea aceasta să, să aderi. Și acum este posibilitatea. De pildă, ai ieșit din fracțiune. Jumătate de an nu ai dreptul să aderi la altă fracțiune. Da. Ei au modificat această posibilitate, au format grupurile acestea. Domnule Vedinski, noi trebuie să ne spunem, să luăm exemplu, poate și de la Europa, de la țările europene și de la alte țări, însă nu trebuie să ne punem la același nivel cu dezvoltarea statului, democrației și istoriei parlamentare. Asta și-am spus-o. Din Marea Britanie și Republica Moldova. Noi suntem la început. Da. Avem două... Noi trebuie să luăm exemple, dar ce e posibil de implementat la noi? Nu trebuie să luăm tot copiat de acolo și făcut aici. Domnule Vedinski, nu e bine când în Parlamentul Republicii Moldova, încă o dată repet, 101 deputați, cei mai buni oameni, și ei de multe ori pe niște probleme care se referă la bunăstarea poporului, da? Și altele. Bă, că ăsta e de la partidul cu tare, eu nu votez, zici. Domnul Roibă, face de la ce partid? Domnul Roibă, eu vreau ca să, în cele ce urmează, să ne axăm pe câteva dimensiuni. Iată, în ultimele luni, cu ochiul liber se vede că activitatea Parlamentului s-a intensificat într-o oarecare măsură. Unele decizii sunt mai puțin sau mai mult discutabile. Vreau să ne oprim despre faptul că nu vom avea o zi a tăcerii. Evident. Asta este e bine, nu e bine? Cum vedeți dumneavoastră lucrul ăsta? Aceasta este o greșeală mare și pe parcursul activității acestui Parlament și alianțelor de integrare anterioare care au făcut modificări la codul electoral astfel încât să fie permis. Iată, eu țin minte anii până la 2009, când în ziua vineri, de fapt, înainte de alegeri, erau scoase toate afișajele electorale, gata, campania electorală s-a încheiat și omul merge cu mintea curată și votează pe cine dorește el. Au venit hâtrii ăștia, alianțele de integrare europeană, care au permis ca să fie afișate 100 de metri până la secția de votare să fie afișate. Deci să rămână campania electorală ca și cum continuă până în ziua alegerilor. Astăzi ei limitează și mai mult. Deci lasă campania electorală să meargă inclusiv și în ziua alegerilor, doar că să nu fie în secția de votare. Dar eu mă întreb, atunci când o persoană vine la să voteze, o să stea un reprezentant al Partidului Democrat și o să-l bată pe umăr și să zică nu uita pentru cine trebuie să voteze? Deci interesul mie mi se pare este unul vădit în gust a democraților. Eu nu salut asemenea inițiative. Deoarece mi se pare că având intenția de a construi un stat democratic, trebuie să respectăm anumite norme. Ziua tăcerii este foarte importantă. În primul rând pentru a calma, pentru a liniști tot acest conflict și această bătălie politică, da, și să putem trece liber să votăm și să mergem mai departe să votăm țară. Ei vor ca această bătălie să fie în continuu, pentru că cât mai multă gălăgie va fi și cât mai mult haos va fi în țară, cu atât mai multe miliarde vor fi scoase din țară. Noi asta înțelegem perfect. Dar noi, ca cetățeni, avem alt interes. Eu aș dori ca în țara noastră să fie niște reguli clare, atât de ce în unele cazuri se poate de luat exemplu european, dar în alte cazuri nu se poate de luat. De ce nu putem prelua practic de la alte țări, da, în care ziua tăcerii este ziua tăcerii, să fie curat tot absolut, fără niciun fel de propagandă politică. Eu aș înțelege. Dar nu se pare suspect pe ultima sută de metri să introduce aceste modificări? Pe ultima sută de metri s-au făcut mai multe momente care sunt cu ochii liberi să văd că acestea sunt, pe de o parte, eu ofer niște cadouri, chiar de la 1 decembrie mărim salariile, minim 2000 de lei, chiar dăm 600 de lei la pensionari, că o să începem să trăim ca în rai. Și sub acest paravan își promovează inițiativele sale. Eu mă întreb dacă acest guvern atât de grijuliu și această majoritate parlamentară atât de grijulie, da, care ne conduce noi din 2016, să nu uităm prin ce mod, când a fost votat ilegal acest guvern, Filip, noaptea, în timp de 6 minute, și-a prezentat programul de guvernare și toți au fost de acord și l-au votat. Da? Deci să ne aducem aminte că din 2016 până în prezent noi am avut doar creșteri la prețuri, noi am avut creșteri la serviciile comunale la prețurile acestora și noi n-am avut creșteri de salarii. Am avut doar simulări de creștere, un fel de indexări și acelea nu chiar pe măsură. Ca să vină acum 3 luni înainte de alegeri și să înceapă împărțind stânga și în dreapta. Întrebarea, dar bani de unde? Da. Dar dacă erau bani de până acum, de ce nu ați votat? Să ajungem în situația că cu câteva luni înainte de alegeri să ia bani de la români, iar să împrumute încă 100 de milioane de euro. Noi, ca stat, altfel spus, noi ce producem? Noi cum ne dezvoltăm? Împrumutând bani de la români și de la europeni și expulzând diplomați ruși acasă? Deci mi se pare că este o abordare greșită, să nu dezvolte potențialul în interior, ci să umble, să caute susținere de psihologie. Domnule Bedenski. Eu să încerc undeva pur obiectiv, eu într-adevăr sunt de acord cu Dumitru, că ar trebui să fie ziua tăcerii. Da. Dar nu uitați ceea ce s-a întâmplat la noi în Muncii Bicșneu. Când Năstasu cu flagul și cu megafonul îmbla în ziua alegerilor, intra în secțiile de votare, dar noi nu ne putem permite aceasta.
Din urma lui mergea mașina cu difuzorul, din urma lui merge mașina de la poliție, nicio reacție. Am fost nevoiți noi, ne-a sesizat cetățenii, să mergem noi din urmă cu videocamera, să demonstrăm că acest automobil se parchează la oficiul partidului, da, să chemăm poliția încolo, ei să iei și să întocmească proces verbal și tot întocmesc cu greșeli. Pentru ca ulterior în stația de judecată, pe bază de procedură, acest proces verbal să fie încetat. Deci în circumstanțele date, când poliția, când procuratura, instanțele de judecată nu pot să fie obiective, mă scuzați, atunci pentru aceste alegeri, eu sunt de acord, într-adevăr, puneți-i pe toți șanse egale, dați-le. Dacă voi îl dați voi lor, atunci dați-l voi la toate partidele să fie și toți concurenți electorali. Nu putem altfel, deoarece asta ne trezăm iarăși. Democrații și partidele de dreapta au să facă agitație, iar noi numai să încercăm să spunem bună ziua, trezești cu proces verbal. Ceea ce noi am avut astfel de cazuri în anul 2016, noi am avut astfel de cazuri la referendum, când pur și simplu oamenii mergeau pe drum și se întreabă, tu mergi astăzi la referendum? Da. Poliția, bună ziua, proces verbal. Domnule Bedinschi, iată în scrutinul din 30 noiembrie 2014 au fost constituite 5 fracțiuni parlamentare. Da? Haideți să pornim de la faptul ăsta. Ca să ajungem să vorbim despre ceea ce a constituit până la urmă jaful secolului. PSRM-ul a fost unul din partidele care a ținut această problemă în vizor și a încercat întotdeauna să mobilizeze întreaga clasă politică ca să soluționeze noi, într-o oarecare în 2014, măsură. Când am aflat despre acest, până la alegerile în 2014, când am aflat despre această schemă care se pornise de acum, era vorba prima dată, pare mi se, de 9 miliarde și ulterior, peste câteva zile, au apărut celelalte 4 miliarde de lei. Noi am ridicat această întrebare și cetățenii din rând nu credeau nimeni. Uite, cum poate să fie așa ceva? Dar democrații, liberali, dacă democrații nu au participat la acest furt a miliardului, atunci de ce ei cunoșteau despre situație? Ei au fost membri ai guvernului, ei știau ce se întâmplă. De ce ei atunci n-au ridicat întrebarea? Dar doar după alegeri au spus că uite că nu doar Filat a furat. Păi, oameni buni, voi pișor, până amunul băgați la pușcărie, tot îl țineți și îl promovați amun în Parlament. Pentru ce? Dacă voi nu sunteți o echipă, dacă Maia Sandu votează atunci și acum ei în opoziție, care opoziție? Despre ce? Dacă ei votează singur alocarea acestui miliard. Spuneți-mi, vă rog, dar iată, pornind de la jaful secolului, de acolo ni se trag, nu știu, anumite rădăcini în ceea ce privește deficitul bugetar, de neexistența sau nu știu cum să mă exprim, să fiu înțeles tocmai cel mai corect, pentru că deseori și Dumitru spunea, există necesități iminente de a aloca anumite sume de bani pentru diferite domenii. Ni se invocă unul și același lucru, nu există mijloace financiare. E plauzibil argumentul ăsta? Eu vă dau doar câteva cifre. Vă rog. Pe parcursul guvernării Alianței pentru Integrare Europeană. Da. Doar câteva cifre o să spun. În anul 2010 noi am avut cea mai mare rată de la existența Republicii Moldova, cea mai mare rată a suicidilor, 626 de persoane. Noi tot în 2010, cea mai mare mortalitate noi am avut-o în general din istorie, 43.631 persoane care au decedat. Și în 2016 noi avem cea mai mică rată a natalității. Noi avem 34.060 din nou născuți în anul 2017. Noi suntem în situația... Acești indicatori trebuie să ne pună pe gânduri. Foarte tare. Mai mult ca atât, tot în 2017, la noi 104.000 de persoane au fost bolnavi de diabet saharat. Acesta iar este un record absolut în Republica Moldova. Și în 2016 noi avem 410 persoane decedate din cauza diabetului. Când preventiv, în 2009 erau 326 de persoane. Adică noi la toate capitolele noi am crescut doar la cele negative. Da. Noi nu avem, noi investiții directe nu avem. Noi trebuie să recunoaștem. În anul 2009, în 2008, investiții directe erau 700 de milioane când Găceanu era prim-ministru. Acum ei au aproape vreo 50 de milioane. Da. Domn Prohnițchi, guvernarea ne asigură că avem o creștere economică. Dumneavoastră o sesizați? Fără doar și poate. Avem, conform datelor statistice, ceea ce a zis și domnul Lebedinschi, a adus cifre. Eu aș vrea să mai adaug că în urma calității proaste a apei și a intoxicațiilor, rata de mortalitate e foarte mare. Noi, spunem,
cauzele legate de starea rea a mediului, undeva 5.000 de persoane în an pleacă. 6.226 de persoane bolnavi, ceea ce spune de boli oncologice a decedat în 2016 doar. Iarăși e un record absolut pentru Republica Moldova. Da. Și dacă să zicem despre ziua tăcerii, știți, cineva repede cu orice preț la mal vrea să iei tot mai mult, să câștige, da? Însă nu se gândește la consecințe. De ce? Pentru că sunt niște tradiții deja formate. Se cunoaște că în ziua alegerilor, o zi înainte, e ziua tăcerii, nu se petrec agitație, așa. Ca domnul Iudinski zice că să fim în situații egale. Bine, dar de ce cineva și-a permis în ziua alegerilor, ori în ziua tăcerii, să facă agitație electorală și n-a fost taxat? Și asta și-a spus. A fost sancționat, dar intenționat a făcut procesul verbal incorrect. Nu, n-a fost. Stat. Eu țin minte foarte bine pentru că și noi am participat, așa? Și noi am avut posibilități să avem susținere din partea verzilor europeni. Da. Noi citim legea, păi nu se poate. Cum să-i inviți pe ceia și să-i pui în situație? Ah, nu, că nu, străinii n-au dreptul. Păi ascultați. Acum nu s-a schimbat. Cu străinii așa și-a rămas. Eu zic, da. A fost, dar cineva a încălcat și-a permis, așa? Da, asta e drept. Așa. Da, într-adevăr. Și toți așteptau ca să fie demersuri, sesizări. Păi sunt organele care, mă rog, trebuie să monitorizeze în ziua aceea. Și eu cred că când se permite acum agitația electorală și în ziua, da, de alegeri, cu timpul, la următorul scrutin, poate fi modificări, mulți cetățeni, eu se percepe că asta se poate, da. Păi a fost, dar trecut când tot timpul citesc, da. Și nu poți să-l oprești. Așa că consecințele pot fi foarte mari, cum și Dumitru a zis despre afișajul ăsta electoral, care poluează mediul, așa, când încă jumătate de an era lipit pe stâlp și panouri că-i plătit. Și ne uitam la fețele unor persoane care, nu au acces în Parlament, dar îi vedeam. Păi nu este bine și normal asta. Domnul Roibu, chiar astăzi, dacă nu mă înșeală memoria, ministrul Gaburici ne-a asigurat de o creștere economică de 4,2%. Aceeași întrebare pe care am acordat-o și domnului Prohnițchi. Ați sesizat această creștere economică cumva? Da, asta nu e prima dată când membrii guvernului povestesc pasme de la tribune sau în conferințe de presă. Eu mă gândesc la un singur lucru. Noi în ultimii ani am primit granturi și credite din valoare de miliarde și miliarde de euro. Întrebați vreun cetățean, afară de drumul care l-a făcut americanii singuri până la Soroca, s-au resimțit undeva banii ăștia? Deci dacă nu, într-adevăr, ne s-au dat acești bani. Da. Evident că nu. În grădiniți. Noi... Nu, bun. Sunt cazuri, dar foarte minore și la sigur nu de miliarde, nu miliarde de euro. Noi, să ne aducem aminte că în 2009 noi am avut o datorie de doar 13% da, din PIB externă. Ea a crescut de câteva ori. 27. Cum. Spuneți-mi dacă asta reprezintă o creștere economică. Cu banii împrumutați și eu pot fi foarte bogat și să arăt bine, dar de fapt eu nu voi fi așa. De, nu poate ministrul Gaburici să vorbească despre creștere economică, nu poate ministrul Gaburici să vorbească despre creștere economică atât timp cât nu se întoarce înapoi miliardul care a fost furat. Drept a menționat domnul Iubedinski că dacă nu participau, dacă nu era o echipă împreună care fura acest miliard, inclusiv formatul din democrați și liberal-democrați, dacă ei nu, de ce nu întoarceți bani? Arătați oamenilor. Tot era că era evident. Deci arătați oamenilor că întoarceți banii înapoi și nu veniți cu cadouri de 600 de lei pentru pensionari. Scopul lor este să acopere cât mai mulți oameni. Că zic că 500 de milioane de oameni spun, iată democrație, știți de bravo, 600 de lei tocmai ne-a dat. Dar au furat un miliard. Dar să întoarcă banii înapoi și atât din banii aceștia sponsorizează. Nu avem noi nevoie de ajutoarele românilor, europenilor, nu știu cui să ne repare nouă grădinițele. Noi banii ăștia trebuie să-i avem în interior. Noi trebuie să dezvoltăm piața noastră, producătorii noștri, ca să acoperim cât mai mult piață. Nu ne trezim la câțiva ani de integrare, după ce avem acord de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, ca prim-ministru spune, noi căutăm piața de desfacere. Bună ziua, dar noi până acum cine am ocupat, dar dacă avem acord de liber schimb cu Uniunea Europeană? Spuneți-mi, eu vreau să rămân în albea ceea ce spuneți dumneavoastră. De ce
clasa politică admite ca un partid politic aflat în cazul nostru la guvernare să-și facă PR politic, reieșind din anumite acțiuni. Și când zic lucrul ăsta, lucrurile sunt destul de evidente. De ună zi un deputat PD ne asigura că este succesul dânsului, că într-o localitate a ajuns troleibuzul. Da, și mai bine. Deci, în viziunea mea... Cum se leagă toate treburile astea? În viziunea mea, dacă noi am avea o conducere onestă, atunci noi am vedea când iese prim-ministru în cadrul unui briefing și anunță măsurile care urmează să fie implementate. Argumentat. Nu noi dăm 600 de lei, atât nu vreți să dăm 600 de lei. Noi măriți pensiile până la 2000 de lei și nu le mai dați și 600 de lei, că n-au nevoie de cadourile astea. Deci el iese și spune argumentat măsurile care urmează să fie implementate. Președintele Parlamentului, pentru că de fapt ei dețin toată puterea în țară. La noi se primește cum? Iese Nechi Serăi Cardinal dintr-o parte, președintele partidului, care nu are nicio treabă, nu are nicio funcție publică și el anunță. De parcă a ieșit regele la balcon și împarte galbeni la popor, da? El ies și anunță. Fel de fel de cadou. Este evident că acesta este un truc electoral. Este evident că aceste lucruri se fac doar cu un singur scop. Că oamenii zic, iată democrație și este bravo. Dar să-i votăm pe noi. Mai este încă un moment. Nu e exclus că noi o să avem surprize de gen scăderi de preț la gaz, scăderi de preț la benzină și așa mai departe, la lumină electrică, la curent electric. Doar ca oamenii să zică, cei care nu vor înțelege, evident, cu ce scop să fac aceste măsuri, ca să spună că, măi, dar totuși guvernul ăsta lucrează. Bun, eu accept că el lucrează, dar din 2016 până acum, de ce a dormit? Da. Dacă el lucrează. Da, stimați colegi, dar eu cred că noi trebuie să analizăm mai profund situația aceasta și dacă facem acest lucru, putem zicem că orice partid, orice guvernare din 90 încoace, tot timpul a făcut așa înainte de alegeri. Cu 3 luni schimbau și guvernele, și majorau salariile, și pensiile. Este regretabil faptul acesta. Și stilul ăsta, cum zic eu, balcanic, când îți duci și taie panglica pe acolo, știți, nu știu pe unde, băi, nu-i lucrul tău. Nu e nivelul tău. Acolo trebuie să fie un reprezentant local, eu știu de la ce... Dar rămânând aici, noi avem aport în procesul decizional. Iată, noi deseori ne revoltăm că ceva nu merge bine. Concetățeanul nostru are posibilitatea de a se face auzit, iată, în procesul ăsta politic decizional? Da. Cum? Poate fi auzit, însă depinde dacă el și-ar dori, spunem, ori ar vota, nu tot timpul, cum zici, cu inima, da? Dar să mai gândească puțin, așa? Cu materia cenușie, da? Corect. Și pentru că la noi, ca sperindă, o mare majoritate a deputaților care, Dublu Bidinski îi cunoaște mai bine, care niciodată, poate în 4 ani, nici la tribună n-au ușit, oare au ieșit cu o inițiativă, da? Nici butonul la microfon nu așa, nu știu, da. Și în cazul dat, eu zic că orice guvernare trebuie să gândească în primul rând pentru popor, pentru cetățean, ca să dezvolte tot ce este necesar, fie educație, fie știință, fie medicină, fie micul business, să ne ajungem la situațiile astea. Dar așa, mă scuzați, nu, sperind unii și același stil. Și... Păi dumneavoastră vorbiți la modul ideal, ar trebui, dar cum este percepută întreaga clasă politică? Dacă vă rog, voi stați, dar noi, eu zic, cum este normal și cum e ideologia noastră a verzilor, pentru că avem foarte multe exemple și președintele Austriei merge pe jos și cel nu știu ce acolo, nu numai în electoral, într-un troleibus plimbă și a făcut o filmare și nu știu ce acolo. Sau Candul, am dat că era fără centură de siguranță. A luat amendat cu 600 de lei, noi nu știm că el are imunitate. Da, și asta e, trebuie să crească clasa aceasta politică. Domn deputat, vă rog. Eu să încerc... Poate să fiu de acord, poate undeva să contrazic. Odată cu introducerea unui nominalului, vreți, nu vreți, dar acești deputați o să fie impuși să rezolve și problemele în această circumscripție, inclusiv și troleibusul unde trebuie, și canalizația unde trebuie, și un copac să-l taie care nu reacționează spațiile verzi sau alte structuri. Da. Și eu de când sunt acum, mă ocup cu circumscripția, până acum răspundeam doar de sectorul centru, acum și o parte din Rășcanovcă, eu m-am întâlnit cu situații când la noi, în centrul istoric al orașului, sunt case unde nu au canalizare, și ei varsă toate deșeurile direct în conductele acestei ape pluviale și duce tot în bâc. Tot ce este în canalizația lor. Și încerc acum lucrez cu apă canal să se conecteze la canalizare
Singurul problemă. Oamenii trebuie să depună cereri și să achite taxele de conectare. Nu vor să o facă. Este mai rentabil să lăsă așa. Sunt comite procese verbale, sunt, păi nu e normal asta. Și într-adevăr, dacă cineva din deputați actuali, să presupunem, a reușit să facă o conductă de să promoveze, să facă foarte bine. Că într-adevăr, eu sunt pentru cei, oricare funcționar, trebuie să aibă un perimetru de care el răspunde. Noi nu putem să fim specialiști în toate domeniile. Chiar uneori sunt învinuit de ce vii cu proiecte de lege din toate domeniile. Pentru că nu eu le fac, eu personal le fac pe toate. Eu sesizez de la persoane, vine problema, această problemă o consult cu specialiștii în domenii și după aceasta vin cu un anumit proiect de lege. Deci aici eu am și proiecte și din sport, eu am și din drept, eu am și din economie, am din toate domeniile. Deputatul este acea persoană care are dreptul la inițiativă legislativă și el trebuie să consolideze în jurul lui cât mai mulți specialiști. Deci, da. Dar el, sarcinul lui, eu 3 ani de zile, eu nu înțelegeam cum lucrează în Parlament. Eu știam, cum eu eram avocat, eu am fost în poliție, am lucrat, știu, ai făcut demersul, trebuie să vină răspunsul. Păi, stă 2 ani de zile proiectul de lege, toți l-au uitat. Păi, dar de ce nu-l promovați? Regulamentul Parlament prevede timp de jumătate de an, dacă nu a fost trecut în comisie, comisia nu a făcut raport, să-mi președinte Parlamentul schimbă la altă comisie. Nu le emoții. Dar eu acum de-abia am înțeles că trebuie să bați permanent în cap. Dacă nu înțelegi în cap, înseamnă că îl întorci cu fază, spui încă o dată așa, jos, și proiectul este aici, îl examinează, și atunci el merge. Și, într-adevăr, acum colegii mei, chiar din fracțiune, spun, păi, de acum la tine îți primești toate proiectele de lege, la tine, ultimele sunt proiecte. Sunt examinate. Da, se examinează. Dacă eu am înțeles care e strategia lor. Vrați așa, oameni buni, să vă pun pe voi la lucru. Foarte mult importă cine conduce cu Parlamentul. Cum sunt pus prioritățile. Spuneți-mi, vă rog, dacă cineva vizionează ședințele Parlamentului, o să vedeți câte locuri liberi sunt. Mai mult de 50% din sală, nu știu, pentru că... De asemenea, ori este trucat numărul... Și domnul Candu, la cercetare și la dezbateri, el, dumnealui personal, nu participă în foarte multe cazuri. El spune, ora votul la orele 1, jumătate de sală s-a dus pe întrebările lor. O venit înapoi. Eu înțeleg, se întâmplă situații când ești chemat la o televiziune, urgență, ești, la undeva, sunt momente în care ești implicat, da, dar asta nu înseamnă 50% din deputați. Mă scuzați, lăsați-i să vină la lucru, cât de cât bine rău, dar acest salariu, ei au dat acceptul să vină. Nu vă place, oameni buni. Hai să vă duci înapoi. Domnule Bedinski, ce situație poate fi la un privat, da, să fie un angajat? Chel are nevoie. Nu. Cu parvenit. Mă scuzați, vă rog, deputatul, dacă e ședințele, este obligat, de la început până la sfârșit. Eu sunt de acord, dar nu tot timpul poți. Suntem invitați deseori la televiziuni. Suntem și funcție specifică, da, și noi sunt vânzători la mobilie. Și nu uitați că aceasta este o funcție politică, unde ești chemat. Noi foarte des am avut situații când de la ședințele Parlamentului noi mergeam și stricam gardurile la construcții ilicite. Păi după ședință. În timpul ședințelor, pentru că dacă noi lăsam după ședință, gardurile și casa era construită cu 9 etaje. Timp de câteva ore, la noi specialiști mulți. O tăiat un parc întreg timp de câteva ore. Da, domn Prochnitsky, vă rog, aveți o remarcă aici. Da, eu zic că inclusiv la participarea parlamentarilor Republicii Moldova la ședință, cred că este o analiză în Parlament, însă din ce mi-aduc eu aminte, de multe ori lipseau și nu participau la ședință, ori plecau din sala de ședințe, mulți boicotau și săptămâni întregi, nu este normal. Boicotul acesta este o formă de exprimare. Nu, dar plecare din ședință, nimeni nu o monitorizează. Asta e întrebarea de bază. Da, dar noi ne întoarcem la aceeași. 101 deputați, cei mei din toată țara, care au sarcina să elaboreze legi, să verifice pe urmă implementarea lor, așa, de ce să nu facă profesionist? Ce le încurcă? Da, domn Prochnitsky, eu am o întrebare către dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, iată, în toiul campaniilor electorale și în perioada preelectorală apar căciperșile după ploaie, ceea ce numim noi sondaje de opinie. Da. Dumneavoastră, fiind reprezentant unui partid politic, țineți cont de aceste sondaje de opinie și în ce măsură ele reprezintă, nu știu, o radiografiere a clasei politice și a nivelului de încredere? Pentru că, iată, recent am mai avut un...
Un sondaj de opinie făcut public de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Știți, noi avem foarte multe sondaje și eu două ori m-am adresat la două entități care trec sondajele. Da. Scuitează, dacă e posibil să văd ce partide au fost incluse în sondaj, pe mine m-a interesat Partidul Verde Ecologist. Nu că noi nu avem dreptul, că asta e secretul nostru. Ce? Da. A, așa. A doilea, zic, care-i calitatea acestui sondaj, da? Cum putem să-l verificăm? De ce? Pentru că noi cunoaștem că, spre exemplu, eu m-am angajat că să petrec sondaj pentru pe 100 de persoane, așa? Eu ori o fac personal, ori mă angajez și tot e plătit, așa? Pe cineva, celălalt s-a dus. El trebuie să și vârsta să ia pe cel intervievat și caseta de sondaj, da, trebuie caseta, să iei, da. Și teritorial și pe vârstă și el care repede să-și deie toate foile acestea, da? El s-a dus și la vecin, și la cumătru, și la prieten și hai, scrieți. Nu există reprezentativitate. Și credibilitate. De ce zic credibilitate? Pentru că sondajele este o formă de buimăcire, de buimăcire. A populației, de acum să-i deprindă. Uitați-vă, aha, ăsta e primul, ăsta e a doilea, pe urmă a doilea, a treilea devine primul. Știți? Și omul influențează asupra subconștientului omului. Nu este un sondaj, spunem, clasic, ca să fie și corect și dacă noi facem analiza rezultatele sondajelor preelectorale, după scorul postelectoral, cam există o discrepanță. Vă rog, domnul Roibu. PSRM-ul, Adrian, știi mai bine, PSRM-ul înainte de alegeri, Doru Petru te dădea 4%, apoi alt sondaj 12%, ca în dimineața, după duminică, luni dimineața, află că el a luat aproape 22%. Deci în unele ori se ia ca să punem cineva mai sus, în altele cazuri să distrugă pe cineva. Domnul Roibu, iată rămânând în albea procentelor acumulate și a gradului de încredere, făcând referire la sondajul enunțat un pic mai devreme, președintele Dodon se bucură potrivit studiului de încredere a 26,1% din cei intervievați. Pe locul 2 e Pavel Filip, 8,2%. Pe locul 3 Maia Sandu cu 6,5%, fiind urmată de liderul PPDA cu Andrei Năstase, 5,3%. Oricum există o diferență destul de mare, vreau să pornez de la primele poziții, între președintele Dodon cu 26,1% și premierul cu 8,2%. Sunt lucruri care le considerați firești? Primele persoane în stat trebuie să aibă și cel mai mare rating politic? Mai acolo... este încă o persoană care are rating. Da. Și acolo, acolo e niciun procent. După Da, acolo este Maia Sandu, care mai era lider național câteva ani în urmă, iată cum are 6% în sondaj. Deci poți și la fel și Filip, care este cel mai bun prim-ministru, dacă se uiți așa cum ochii democraților la activitatea guvernului. Dintr-o parte. Da, deci persoane care au 6% încredere a cetățenilor, și asta este foarte alarmant. Pentru că, de fapt, noi presupunem că sunt oameni care își bat capul de viitorul nostru. Astea sunt oamenii care muncesc pentru bunăstarea poporului. Dar atunci când noi avem 6% încredere într-unul sau în altul, despre ce vorbești? Nu știm cu ce se ocupă el acolo, dar precis nu de interesele noastre. Este regretabil faptul dat, eu din ce punct de vedere vorbesc, din punct de vedere idealist, pentru că un prim-ministru, de fapt, ar trebui să aibă încredere a cetățenilor. Președintele are din cei decis, da, 26%, asta este un sfert. Nu, bun, înțeleg. Da. La figură politică toți bat în el. Dar restul? Dar Maia Sandu, lider național. Eu să încerc un pic să fac un contrazic. Spuneți. Potrivit, în general, științei sociologice, de fapt, acest procent, în oricare măsură, dar practic întotdeauna el corespunde și cu încredere față de structura pe care o reprezintă. Respectiv, la moment, aceasta și este încredere cetățenilor față de guvernul și respectiv față de Parlamentul Republicii Moldova. Evident, ceea ce e legat de autoritatea domnului președinte Dodon, ea este scăzută. Păi bine, cine a acomodat acest sondaj, așa și l-a făcut. Noi facem sondajele noastre interne pe un spectru mult mai mare de cetățeni și avem, dar sunt a noastră pentru lucru în cadrul partidului și situația reală noi o cunoaștem, care este într-adevăr, dar nu putem să o facem public pentru că sunt anumite relații. Aceste sondaje, până la urmă, demonstrează faptul că a început campania electorală? Nu.
Aceste sondaje, de fapt, reprezintă situația fără campanie electorală. Aceste, niciun partid încă nu a început așa în forță să facă campanie electorală. Noi facem lucruri zi de zi și de aceea suntem în creștere permanentă. Celălalt partid, eu cred că acuși o să înceapă activitatea de, majoră și un pic, un pic se va micșora numărul persoanelor. Aici dumneavoastră n-ați menționat și numărul persoanelor care nu s-au... Decis. Da, nu s-au, persoanele indecise. Și anume din contul acestei persoane va crește și procentul fiecare partid și fiecărui lider. Domnule Birache, cu permisiunea dumneavoastră o să citez, dau o declarație. Fosta judecătoare Domnica Manole consideră că sondajul este o reacție cu scopul de a diminua din efectele negative ale rezoluției Parlamentului European, care într-un mod clar și tranșant a menționat faptul că Republica Moldova sau în Republica Moldova s-a înregistrat un regres semnificativ la capitolul valorilor democratice și urmează de fapt aceste valori. Împărtășiți aceleași viziuni? Ca deputat, ca cetățean, puțin m-ar interesa poziția altui stat. Pe mine mă interesează poziția cetățenilor noștri. Dar constatați un regres la capitolul valori evident. Democratice? Uitați, eu zilnic am întâlniri cu cetățenii. Astăzi n-am avut. Ieri am avut sâmbătă, duminică. Și unica întrebare care mi-o pun, spuneți-mi, vă rog, la canalele televiziune, atât republicane cât și cele private, spune că uite cât de bine noi trăim, eu sunt cel mai rău gospodar în casă, pentru că eu vin acasă și la mine ce aici spun la televizor și ce aici sunt eu în casă, nu corespunde absolut deloc. Spuneți-mi, vă rog, de ce e așa? Eu sunt cu oameni, nu pe mine mă întrebați. Este televiziunea la care dumneavoastră vă uitați și care vă spune că la dumneavoastră tot e bine și la dumneavoastră frigiderul e plin. Și dumneavoastră, pur și simplu, nu vedeți că acolo e plin. Întrebați pe ăștia care după asta să mergeți la lege și să votați tot pe dânși. Și dumneavoastră îți vă spună tot mai departe că uite cât de bine tu trăiești. Domn Procniț, partenerii dumneavoastră europeni au aceeași poziție? E un regres în Republica Moldova la capitolul valori democratice? Știți, eu aș vrea să menționez referitor la rating. Este ratingul ăsta de funcție, să zicem așa. Dacă noi și facem o analiză, ce procente avea în sondajele sociologice pe timpul domnul Tarlev, ce era cotat și ulterior, ceilalți prim-ministri, a trecut jumătate de an să fii chiar... Asta e încredere în funcție pe care din oficiu. În funcție, în funcție, din oficiu. Așa că nu e nimic straniu aici și cu cei care sunt în funcție acum. Se referă la perceperea cu starea lucrurilor în Republica Moldova. Desigur că europenii sunt foarte bine informați. Așa? Da. Și nu toți, spunem, când se rupe ceva din context, da? Și unii o fac intenționat plecând prin capitale europene și nu numai, unde zicând că în Republica Moldova e totul rău și mare abateri și poftim arestie și nu știu care, însă nu ca ei să, scopul lor când zic așa, este unicul. Ca să obții o finanțare ca să facă studii mai departe. Și asta e. Nu-i realitatea. Ce vă zic? Pentru că, vorbind cu colegii, inclusiv și din Europa, și din Europa de Est, cu atât mai mult, cadrul legislativ în Republica Moldova, ce se referă la întruniri, la partide politice, este net superior față de multe, și inclusiv și electoral. Așa că, aici cred că este... Vreți spuneți că e n-au dreptate? Adică tot n-am înțeles ideea. Deci este democrație în Republica Moldova? Deci, păi este, de ce nu este? Stați-o leacă, de ce nu este? Nu există stat de drept. Nu există justiție. Da, e asta și spun. Asta e întrebarea. Dar legi, la noi legile sunt bune. Eu asta știu. Pe noi acum cetățenii care ne privesc nu interesează. N-ați deschid de lex justice, punctăm de să citească legile și să verifici articolele acolo. Pe noi și interesează când ies în stradă, când intră într-o instituție publică, cum sunt respectate. Eu, în experiența mea de activist civic, m-am ciocnit de foarte multe cazuri când este o încălcare evidentă, trebuie să fii chior sau orb de tot ca să nu înțelegi lucrul dat. Și eu primesc răspunsuri. Totul este perfect. Inclusiv eu se sezez Ministerul Educației că într-un liceu să jăpai, mă scuzați, 2 milioane de lei anual, ca mie ministerul să-mi dea răspuns, de parcă mi-a dat răspunsul în liceu și ala înapoi. Argumentat pe puncte, de parcă ei îmi răspundă, nu ministerul. Și sunt cazuri când eu nu pot spun că la noi în țară se dezvoltă democrația, mă scuzați. Da. Păi noi peste tot sunt țări unei și mai grave, însă vreau să spun altceva. Scurt, 30 secunde că ieșim din emisie.
vine altă garnitură la putere, alte partide, brusc se schimbă peste zi, nu rămân aceiași judecători, nu rămân același sistem cu persoane care de mult timp activează și noi simțim probleme cu dânsii și nu suntem satisfăcuți de activitatea lor. Domnul deputat, vreau să ne spuneți pe final de emisiune și cu asta punem punct ediției de astăzi. Deputații noul Parlament vor avea un nou jurământ. Da? De unde a reieșit această necesitate? Era cazul ca să intervină și la acest aspect? Eu cred că totuși nu o să ajungem până la aceasta, mai ales că... A fost votat în prima lectură, în prima lectură, da, dar nu, iarăși, dacă citiți acest articol, acolo imediat următorul punct scrie că nu este obligatoriu. Fiecare deputat va vrea, va da jurământul, vrea, nu. Adică e o... Doar un titlu de remarcă, dar pentru ce trebuie acest jurământ dacă la noi dacă responsabilitatea pentru, doar o secundă, actual... pentru încălcarea acestor jurământ? Nu există nicio penalitate, dar actualmente noi avem sute de mii de funcționari publici în țara noastră care dau jurământul, în care spun în felul următor: jur să apăr independența statului Republica Moldova, să respecte legile sale, iar ei se duc și fac ce vor, inclusiv în țară la alte... Domnilor, invitație, vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Stimați telespectatori, în numele întregii echipe, eu vă mulțumesc de atenția de care dați dovadă în fiecare seară. Pe curând!